La toate nivelurile vieții. De aceea,
scientifico, teologica, riconosce grazie a questo parecchio, la 1300, 53, 54 anni di moartea sa, a dus la zi, se lo dic unul, de la 843. Este lucru e extrem de important, e extrem de important. De ce spun aceasta? Pentru că în momentul în care monahul s-a stabilit Duminica Ortodoxiei, 11 martie 843, când s-au luat anatema toate ereziile până atunci, iar al doilea care atunci a făcut o altă tare, cum putea spune așa, a ereziilor și a tuturor deviațiilor de la dreapta credință, este Sfântul Grigorie Palamă și dă anatema toate acele ereziile. Și știm prea bine că noi nu avem voie să ne gândim la Sfinții închisorilor, fără să ne gândim, în primul rând, la Hristos care a fost închis, apoi la toți Sfinții care au fost persecutați și închiși, se cunoaște cartea de primarce de la Umbru, încercări de trăiețuri în biserica lor, și cei care au fost umiliți, banjocoriți, chiar de proprii lor ierarhi, cunoaște prea bine. Iar Sfântul Grigorie Palama a fost condamnat de propriul lui patriarh, la care mai adăuga și vecele al Rusalimului și al Alexandriei. Și cu toate acestea n-a cedat. Deci atunci când ne gândim la Sfinții închisorilor, la noi, special în România, să ne gândim că acești Sfinți români stau alături de mari ierarhi, de mari mărturisitori ai Bisericii lui Hristos. Și îmi vine minte acum doar Sfântul Ioan Gură de Aur, care atât de mult a fost baruit, umilit, alungat, exilat. Să ne gândim la mari Sfinți ai Bisericii. Și dar, ca să nu lungesc prea mult, să ne gândim la Sfântul Grigore Palama, care a stat în închisoare pentru a mărturisi dreapta credință. Și în același timp va face, desigur, mărturisire și împotriva celor care credeau că dacă au puterea și conduc o biserică, alături de puterea politică, au și harul și au și lumina lui Hristos. Poate avea o altă lumină, o altă repere, dar lumina lui Hristos, cea tabolică despre care vorbește Sfântul Grigorie Palama, este un rezultat al harului Dumnezeu în primul rând, dar în același timp și al acele consistențe privind mărturisirea. Deci mărturisirea este extrem de importantă pentru a fi nu posesor, pentru a fi de partea luminii. Pentru că ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cei care sunt din Dumnezeu, aceștia ascultă cuvântul și ne ascultă pe noi. Și cei care nu sunt din Duhul Dumnezeu, noi astfel putem cunoaște că ei se află în Duhul rătăcirii. Spun aceasta deoarece astăzi avem această certitudine că Părintele Iusin, Părintele Cancio, Părintele Constantin Sârbu, mari mărturisitori ai secolului 20 care au trecut prin închisorile comuniste, sunt în armonia, în dragostea, în comuniunea și în bucuria acestor mari sfinți ai bisericii care efectiv au fost mărturisitori și nu și-au pus în fața lor viața lor, ci și-au dat viața de Hristos pentru adevăr. De aceea cred că inclusiv conferința de Iași, unde sunt poate că atâți oameni adunați de mai multe colțuri ale țării noastre, sunt convins că ei acum simt bucuria lui Hristos, simt harul lui Hristos, cum îi cum intră în inimă și în suflet și sunt căldura Sfântului Duh și același timp lumina lui Hristos în acest Sfânt și Mare Post și care sunt convins că se arogă har peste har, lumină peste lumină, prin faptul că se servează așa comunitar, cum este generic numit într-o conferință, Sfinții Închisorilor, care într-adevăr din temnițe au primit puși în sinaxare. Dar condiția de sanctificare, nu sanctificare, spunem noi des, de a trece rândul Sfinților, acești mari mărturisitori ai neamului,
este următoare. În primul rând trebuie să-i punem noi ca și credincioși, ca și preoți, ca și rar, în sânaxarul inimii și a credinței noastre. Și în momentul în care îi punem noi în sânaxarul inimii și a credinței, apoi vor apărea și pe bucată de hârtie în calendar sau în sânaxarele în slujba de la Sfântul Rod, de la frană. Deci vreau să spun că această conferință de la Iași o consider că premerge, dacă nu chiar săvârșește cinstirea Sfinților Închisorilor, în mod teologic, în mod eclesial, pentru că unde sunt mai mulți adunați în numele meu, acolo sunt și eu, și inclusiv această conferință, chiar dacă se află într-o sală, știu eu, care nu e propice, sau nu înseamnă cu biserica, pentru faptul că sunt adunați în numele Hristos și numele Sfinților Martirilor și ai Sfinților Închisorilor care, în care a lucrat Harul Dumnezeu, a transformat acest loc în biserică vie. La fel, când Hristos a coborât la ea și a vestit celor ținuți și domnul emoții că El este prezent și deja va via, ceasul Hristos, abia primii care au simțit în Vierea Hristos a fost cei din ea, în Sfântul capitolul 3, versetul 19. Deci ea de la acel moment s-a transformat în rai, în Întărâtul Dumnezeu. Deci au ieșit și morții de mormânte și s-au arătat în cetate. Deci atunci noi putem transforma orice loc, orice timp, orice moment, în prezența, prin prezența lui Hristos și a Harului Său, în loc al împărăției, în biserică, în adunare. Biserica aceasta înseamnă adunare și dar înseamnă într-o aflare, într-o simție, împreună cunoaștere și împreună trăire în numele lui Hristos. N-aș dori să mergeți prea mult, ci astăzi, când sărbăm pe Părintele, în mod special, pe Părintele Iosif Vârbun, să ne amintim de dragostea sa, să ne amintim că a fost un dar al Dumnezeu dat pentru secolul 20, dar și pentru secolul 21 și pare că Dumnezeu este cel care a unit milenul 2 cu milenul 3. Este un lucru extrem de important. Nu vreau să fac comparația că așa cum a unit Sfântul Ioan Botezătorul Vechiul Testament cu Noul Testament, păstrând proporțiile, vreau să spun că Părintele Iustin a unit secolul 20, un secol al urii, al rușinii, al ideologiei comuniste, șapterie, un secol care a adus mari dureri în inima multor oameni și multor neamuri și a fost convărtuit că el a rezistat. Și a rezistat nu că Constituția sa a fost mai puternică decât a celorlalți. A rezistat pentru că a avut pe Hristos și a Harul Dumnezeu în inima și în Sfântul Său. Și el este mărturia și dacă ne-am predat ștafeta, iată eu, acum am trecut prin greutăți, necazuri, am adus neamul până aici cu demnitate și vreau să-l ducem mai departe spre înviere. Și pare că el este pentru noi nu numai un mijlocitor la Dumnezeu, ci și o ștafetă vie, o ștafetă a amintirii și a memoriei noastre, desigur, naționale, dar și spirituale și eclesiale, că noi trebuie să ne coagulăm în jurul acestor oameni, acestor sfinți, acestor creștini și preoți și duhovnici mari care au știut să fie un exemplu viu, au știut să-și asume istoria, au știut să ducă până la capăt și au asumat și boala și asumându-și istoria boala de putință până la capăt cu toată virtutea și cu toată harul, atunci ei au trecut de la biserica Adolescentului Hristos, adică biserica cea veșnică și de acolo sunt convins că se roagă mai departe pentru noi. Este extrem de important să cunoaștem acest lucru, pentru că în momentul în care uităm, atunci și harul se îndepărtează și nu suntem desigur în lumina și nici în harul Hristos. Deci atât aceste gânduri, că a purtat rănele istoriei, purtat rănele mărturisiei și acestea s-au transformat în izoare vii de apă curgătoare, cum ne spune chiar în jurul Hristos. De aceea, în acest context, ne amintim că există această tendință de a se organiza un sinod numit de unii sfânt și mare, fără să se știe ce se va hotărâ. Dar, dacă ne amintim de sinodul întâi ecumenic, din 318 părinți, aproape
aproape 300, așa sunt istorice, vă rog, citiți istoria, aproape 300 aveau semnele persecuției. Au venit fără un loc, fără mână, cu paste rupte, cu picioare rupte, de plătările care le-au suportat momentul în care au fost acei groaznice persecuții. Vă dați seama. Și abia atunci, cu rănile unei persecuții cumplite, cu chinul, cu amintirea via celor bătăi și prigoane, au, sub inspirația Sfântului Duh, au scos frumoasa scriptură de la Feodor I ecumenic, la 325 la Sfântnicia, când au fost fărnicit în mărturia despre Iisus Hristos. Și abia, după aceea, la Sfântul 321, de la Sfântului ecumenic, au stat fărnicit când au văzut că s-au încercat într-un mod firesc acele frumoase învățături, abia atunci l-au numit Sfânt și Mare Sinod, pentru faptul că a fost încercat într-o înțelepciune, într-o normalitate, într-o bucurie și într-o lumină dumnezească acea învățătură. Ce vreau să spun, că în momentul în care, peste 2 ani, 2016, dacă vor merge, erau cu toți ierarhii și mitropoliții din Biserica Ortodoxă, indiferent de țară, dacă vor merge și cu râurile persecuției modernismului actual, și dacă vor simți că au rând, cum au avut cei de la primul sunod ecumenic, atunci da, vă gândi și spun, merg cu mărturia suferinței că s-au opus modernizării, s-au opus desbisericie, s-au opus ateizării, sodomizării europei și a lumii întregi, dar de păcate nu prea vedem noi. S-au pus doar cu o simplă vorbă și noi s-a spus că s-ar voi cândva mai mult noi, acum mai important, să mergem la sinodul ăsta mare și sfânt și de mare importanță, acolo regem toate. Adică nu mai putem numi nici ecumenii, pentru că Sfântul Grigore Palama, la 351, a spus cel mai frumos catechist posibil din istoria creștinismului. Vă rog, citiți acest mare catechism al Sfântului Grigore Palama, în care arată frumos tradiția catolică a Sfintei Lumii și despre Harul Dumnezeu cum se poate dobândi. Și citiți aceasta și într-un mod sardioritic, dar nu așa frumos ca în catechism pe care l-am menționat, și care a fost decertat fără să se mai stabilească un sinod ecumenic sau un sinod, și nici măcar nu a avut pretenția ca să fie impus de un sinod. Asta a fost la sine. Deci, revenind la ideea că în momentul în care ea, din mitropolițe, patriate, când în biserici, de pe tutine, vor merge cu rănile crizei actuale sau vor merge ca unii care se demonstreze că ei au suferit și s-au opus în bisericii și mondanizării și umilirii bisericii, atunci sunt convins că lucrul sunt va lucra la sinodul la Constantinopol și avea după ce vom vedea ce vor pătrâne și dar nu sunt personal, aștept și am mare speranță și bucurie că dacă vor merge cu dorința de a aduce mărturia Sfinților închisorilor, dar citind cele 10 puncte în care se vorbește, se vorbește și se va vorbi, nu am găsit un singur punct, un singur punct că va fi pusă în discuție la acest sfânt și mare sinod care se vrea și ecumenic, nu am văzut nicăieri jertfa martirilor închisorilor, suferința martirilor, nu, doar despre mâncare, căsătorie, relații cu biserică, cu pace, dar de fapt chiar întâlnit, verbei, garete, acele soldanuri masonice care știu că au circulat și mai circulă încă în lume, adică păi într-un lume ca și teolog, ca și preot, nu ne simt când va aduce ceva nou, ci pe acela sunt că va aduce o relativizare, pentru că care tu nu vorbim despre jertfa martirilor, a sfântul care a trecut o idee, un secol care a nebunit Europa și lumea prin comunismul și câte martirea lui. Tu vii și vorbești doar de 10 puncte care nu au nimic de legătură cu istoria și trecutul. Doar cu viitorul care să fie cât mai încăciuitor, cât mai nu știu cum, adică acestea pentru lumea de la m-au testat efectiv, când am văzut că nu sunt trecuți martirii secolului 20 sau nu martirii, sau jertfa acestor oameni care au reprezentat efectiv biserica cea mică și coloana vertebrală a Harului Dumnezeu în lume. Deci abia atunci am încredere când voi vedea că pe ordinea de zi va fi și un astfel de subiect. Când se vor trata Sfinții Chisomor, care au fost eliminați și partea bisericii, și nici de cum cei care se elegează că au dus biserica prin înțelepciunea și prin marea nouă diplomație. Sper ca Domnul Dumnezeu să ajute
da vidite kako se. Nu s-a oprit înregistrarea.